Conducerea DIICOT a venit astăzi cu noi informații din ancheta de la Caracal. Felix Bănilă, procurorul șef DIICOT, a anunțat că cercetarea a fost extinsă și pe numele soției bărbatului, Elena Dincă, femeia fiind acuzată de complicitate la omor. Totodată, Dincă este acuzată acum de 4 violuri și 2 crime, după ce alte 2 femei au depus plângere împotriva lui. Cât despre osemintele găsite în casa lui Dincă, șeful DIICOT spune că, potrivit testelor ADN, acestea aparțin Alexandrei Măceșanu. De asemenea, pe lângă oase, anchetatorii au mai descoperit mai multe materiale textile, dar și nasturi, capse, agrafe de păr și un cercel. Gheorghe Dincă susține în continuare că el le-a omorât pe fetele de 15 și 18 ani, Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu. Referitor la celelalte 2 acuzații de viol, Dincă nu recunoaște nimic, potrivit anchetatorilor. Pe 2 septembrie a fost extinsă din nou urmărirea penală pentru alte 2 infracțiuni de profanare de cadavre sau morminte, a mai spus șeful DIICOT, Felix Bănilă.